Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, dar de care s-au bucurat în mod deosebit locuitorii comunei Vănești, unde nu a mai plouat de mai bine de 3 luni de zile, a avut loc în această unitate administrativ-teritorială un eveniment deosebit. În prezența oficialităților județene, locale, a executivului lucrării, respectiv Via Construtier SRL Huș, ai beneficiarului, respectiv Consiliul Local Vănești, dar și a altor primari din județul Vaslui, a avut loc recepția finală a modernizării drumului comunal care duce din DN2F la mănăstire Sfântul Ioan Botezătorul din comuna Ivănești. Prima acțiune de verificare a lucrărilor a avut loc la sediul primăriei, aici unde Comisia Tehnică de Recepție împreună cu executanții lucrării au făcut evaluarea investiției. A urmat deplasarea în teren. Ploaia și ninsoarea nu au constituit un handicap în derularea observațiilor în teren. Panglica inaugurală a fost tăiată în zona mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, unde iarna și-a intrat pe deplin în drepturi. Domnule primar, iată, pe o vreme extraordinară, de neașteptat, nu se aștepta nimeni, ați inaugurat de fapt acest drum. Spuneți-ne câteva detalii tehnice vis-a-vis de el, cât, unde, cum. Bună ziua, în primul rând, bine ați venit la noi. Indiferent de vreme pe care noi nu o putem controla, ne bucurăm că astăzi inaugurăm un obiectiv de suflet, un obiectiv început în anul 2007, un obiectiv început pe fosta OG7. Știți că se finanțau anual o anumită sumă de bani, drumul era prevăzut să fie finalizat cu macadam. Între timp, noi am făcut schimbare de soluție, să aducem la sadul de asfalt, iar mulțumită domnului director de la Via Construtier, cea mai bună firmă de construcție, cred eu, din Moldova, o firmă care își respectă blazonul, o firmă de profesioniști, am ajuns astăzi să inaugurăm acest drum. Vă spuneam, în primul rând, drumul face legătura din drumul național 2F către frumoasa noastră mănăstire, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, locașul de liniște și oaza de liniște la care noi venim să ne reculegem și să ne încărcăm bateriile, face legătura atât la mănăstire cât și cu primul sat, Obârșenii Lingurari, din comuna Voinești. Deci drumul chiar are o utilitate extraordinară și era mare nevoie de acest drum. Drumul este realizat la standarde europene, se și poate vedea. A fost finanțat pe, v-am spus că am început pe Ordonanța 7, după care a fost finanțat pe Ministerul Dezvoltării. Mulțumim pe această cale Ministerului Dezvoltării, Consiliul Județean, domnului președinte Dumitru Buzatu, care a fost mereu alături de noi și mereu ne-a susținut și ne-a încurajat să facem mereu proiecte și mai ales, domnul președinte, a ținut neapărat ca la fiecare mănăstire, la fiecare lăcaș de cult din județ, enoria și să pot ajunge în condiții corespunzătoare, în condiții de secol 22. Ce să vă zic, pentru mine este o mare bucurie, mai ales că la mănăstirea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul avem pe Maica Stareța Antonia și Părintele Irineu, doi oameni cu suflet mare care practic au transformat acest loc pustiu, de când au venit la noi în comună, au transformat acest loc într-o oază de liniște și un lăcaș foarte apreciat de enoriași și de turiștii care vin din județ sau chiar din țară. Au locuri de cazare, în plus ei cazează și bătrâni,
oameni care au rămas fără cei care pot să îi îngrijească, deci meritul este cu atât mai mare. Ne bucurăm că am reușit să le facem o cale de acces așa cum trebuie. Ne bucurăm că îi ajutăm atât cât putem noi. Ce să vă zic, bucuria este, v-am zis, cu atât mai mare, cu cât am mai îndeplinit încă un obiectiv de pe raza Comunei Ivănești. Bineînțeles că mai avem foarte multe lucruri de făcut, am finalizat școli, finalizăm dispensar, mai avem și, dar în Comuna Ivănești avem foarte multe drumuri, fiind o comună mare cu 17 sate, 120 de km de drumuri comunale, deci avem mare nevoie de investiții. Nu ducem lipsă de proiecte. În schimb, dacă pot să zic așa, ca regret, proiectele se derulează foarte greu. Cauzele le știți și dumneavoastră. Dacă ar fi după mine, într-un an de zile le-aș termina pe toate. Dar trebuie să fim mulțumiți cu cât am realizat, pentru că am realizat lucruri foarte frumoase în Comuna Ivănești. Eu am o vorbă. Dumnezeu a rânduit ca astăzi să inaugurăm drumul de la mănăstire. Eu sunt convins că Dumnezeu o să aibă grijă să inaugurăm și drumurile de asfalt din celelalte sate ale comunei. Vreau să mă întorc cu mulțumiri încă o dată la domnul director Ciomaga de la Via Consultier, un om deosebit, un profesionist adevărat. Felicităm încă o dată întreaga echipă de la Via Consultier, împreună cu doamna inginer Bunescu Alina, cu domnul inginer responsabil RTI, domnul Răzvan Gimiga, proiectantul, cel care proiectează drumurile și eu văd că le proiectează foarte bine și iese drumuri. Vreau să vă zic că cu domnul director Ciomaga suntem la a doua experiență în Comuna Ivănești, pentru că am inaugurat, știți bine și dumneavoastră, acum 2 ani de zile, un proiect cu finanțare europeană, aproape 6 km de asfalt, făcuți la standarde europene, care se comportă excelent. Suntem la a doua experiență și îmi doresc cât mai multe experiențe în colaborare cu Via Consultier. Mulțumiri încă o dată, mulțumiri din suflet și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim la evenimente din astea frumoase. Mulțumesc! Domnule vicepreședinte, Ciprian Trifan, participați la inaugurare într-o zi de sărbătoare. Ce ne puteți spune pe marginea acestui eveniment? Bună ziua! Într-o zi de sărbătoare, într-o zi cu temperaturi scăzute, într-o zi cu precipitații, ceea ce duce la belșug, pentru că avem nevoie de precipitații. Un drum care răspunde strategiei județene, aceea de a face facilă calea de acces către mănăstirile județului. Un drum care face obiectul a ceea ce a însemnat OG28, și anume acele șantiere lăsate de unele guvernări pe care noi le-am readus la viață. Un drum foarte frumos, cu o priveliște foarte frumoasă, un drum foarte bine executat și felicit constructorul pentru acest drum făcut de o calitate superioară, precum și pe domnul primar și Consiliul Local, că au avut în vedere să pună în practică și în proiectare o asemenea investiție. Una din puținele recepții de anul acesta, având în vedere vicisitudinea lucrurilor, războiul, creșterea prețurilor și mai departe, care o să ne dea puțin bătăi de cap anul acesta, dar sperăm noi ca împreună cu constructorii, împreună cu toți factorii de decizie, să găsim calea cea mai bună de a rezolva problemele pe parcurs și a termina din proiectele noastre. Așa cum spunea și domnul primar, e o comună în care infrastructura este mult mai mare decât multe din comunile noastre, dacă nu e cea mai mare ca drumuri comunale. E nevoie de investiții și sper eu ca timp scurt să vedem și rezultatele proiectelor depuse pe Anghel Salini și să continuăm dezvoltarea județului Vaslui. Vă mulțumesc! Domnule Ioan Ciomaga, iată un nou drum finalizat și concretizat de firma pe care dumneavoastră o conduceți. Bună ziua! Dați-mi voie să spun și eu
pe aici, pe acolo, aceleași lucruri care le-au spus antevorbitorii noștri. Lucrarea a început anul trecut pe zăpadă, o finalizăm acum tot pe zăpadă, ceea ce este un lucru frumos pentru noi constructorii, dovadă că viața noastră nu este atât de ușoară pe șantier, dar ușorul și mulțumirea este la urmă când vedem că în urma noastră rămân astfel de lucruri pe care atât Consiliul Județean cât și domnul primar era gata să plecă. N-am auzit atâtea laude, nu știu dacă le merităm pe toate. Laudele astea sunt datorită profesiei noastre și specialiștilor din la societate. Avem destui de mulți ingineri și ei depun suflet, așa cum am învățat în școală. Vreau să spun că lucrarea este ordonanța aia 28, care aminteau domnii înaintea mea, se numește acum în final PNDL, fie PNDL 1, fie Program Național de Dezvoltare 2, în etapa a doua, pe care noi această lucrare o predăm astăzi și aș vrea să vă spun că este penultima lucrare din Programul Național de Dezvoltare. Mai avem o singură comună și cu unde o să predăm drumurile pe care noi le-am executat și așteptăm celălalt proiect mare care îl va promova Ministerul Dezvoltării. Mă așteptam să a punctat ceva domnul vicepreședinte, mă așteptam să mă întrebați cum ne descurcăm cu actuala dezordine, cu ghilimele de rigoare, a prețurilor, pentru că avem câteva comune unde noi deja am reziliat contractul și probabil că se vor întâmpla multe aspecte în acest sens din partea constructorilor și respectiva autorității contractante, pentru că din o evidență foarte clară făcută de noi, nu de Institutul Național de Statistică, prețurile au crescut cu 43% la produsele de carieră, bitumul a crescut cu 200%, ceea ce influențează fantastic de mult și dacă nu se intervine, multe din societăți vor fi cu lacătele la poartă sau aproape de poartă. De aceea facem un apel ca reprezentanții guvernului, să știu, a autorităților locale să ia măsuri pentru ca să putem să ne desfășurăm activitatea mai departe. În rest, lucrarea este o lucrare obișnuită, este rezultatul muncii colegilor noștri pe care întotdeauna i-am felicitat la urmă. Restul problemelor le discutăm la societate. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc Consiliul Județean că i-am supărat de multe ori și cu siguranță o să-i mai supărăm, dar în final supărarea se uită pentru că și noi avem problemele noastre și în finalul se vede acest drum care ne duce spre o mănăstire unică în județul Vaslui din punctul meu de vedere și să dea Dumnezeu, cum spunea domnul primar, să se nască în această zi și la această mănăstire un act în care să putem peste câțiva ani să mai facem o recepție și să venim la această mănăstire să mulțumim Bunului Dumnezeu că programul Anghel Salinii se implementează. Vă mulțumesc! Este o zi de sărbătoare, un mesaj pentru credincioși. Să îndrăznesc să spun, să le doresc să fie cu gândul că postul pe care unii îl ținem, alții nu-l ținem, nu duce la rău la nimic. Eu personal mă îndrum pentru că familia noastră se ține post și o să vedeți că Dumnezeu are grijă și de ăla care ține post și de celălalt care nu ține post, că la sfârșitul postului se spune luați, mâncați și cei care au ținut post și cei care n-au ținut post, dar îndemnul meu este spre o smerenie curată specifică postului. Mihaela Bunescu? Bună ziua și bine ați venit în această sfântă sărbătoare, Buna Vestire. Iată că noi venim cu vești bune, vești bune atât pentru primăria Ivănești, cât și pentru Maica Stareță de aici, părintele, că într-adevăr mănăstirea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este foarte vizitată și vizitată cu ghilimele de rigoare. Oamenii vin duminică de duminică. Dacă aveți ocazia să vedeți că în fiecare duminică parcarea este plină și acum mă bucur că am oferit niște condiții mai bune. De asemenea, drumul acum câțiva ani, când l-am văzut eu prima dată, vreo 13 ani, într-adevăr era foarte greu de ajuns aici și acum cu mândrie spun că da, am realizat ceva frumos.
după cum cred că puteți vedea. Lucrarea a totalizat 3 km, aproape 300 de metri liniari, structură rutieră clasică din balast piatră spartă, două straturi de mixturi, mixturi un pic diferite pe zonele de pante foarte abrupte, ce au depășit 6%, este un alt tip de mixturi, șanțuri și rigole, podețe foarte puține, pentru că existau câteva și am intervenit asupra lor doar pentru reabilitare. De asemenea, un pic interesant sau mai aparte față de alte lucrări este racordul cu drumul național. S-au impus niște condiții printr-o autorizație emisă de drumurile naționale în ceea ce privește accesul către drumul comunal și semnalizarea și am respectat-o în totalitate conform cerințelor din avizul de amplasare. Ce vă pot spune, lucrarea nu a pus probleme mari. Ne-am sfătuit cu toții ca lucrurile să iasă bune și eu zic că am făcut un lucru bun. Eu vă mai pot spune că recepția de astăzi este prima pe anul acesta, de anvergură așa de mare. Nu ne-a lăsat anul trecut așa vremea să o terminăm, am fi vrut să o terminăm, dar n-a mai fost posibil. Și iată că anul ăsta am făcut marcajul și am venit să o predăm astăzi cu drag primăriei Ivănești și în speranța că vom mai veni la Ivănești. Domnule Dănuț Iacob, ce părere aveți de drumul care vine de la, care duce la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezător? E o lucrare, făcută, se vede cu gust, calitatea este la orice pas. Felicitări pentru constructor, felicitări pentru domnul primar că cu siguranță a urmărit să iasă o lucrare de calitate și le doresc să țină cât mai mulți ani acest drum, care era necesar și util și este util pentru această comunitate, mai ales pentru această mănăstire, la rândul ei atât de frumoasă și atât de gospodărită și îngrijită. Se întâmplă și lucruri frumoase acum la început de an, câteva cuvinte pe marginea recepției finale. Vă referiți la județul nostru, noi încercăm să facem în permanență să se întâmple doar lucrurile frumoase. Sigur, sunt și multe lucruri care ne scapă controlului nostru, dar în ceea ce privește procesul de modernizare a drumurilor județene și comunale și sătești, am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru noi, am sprijinit toate unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea unor legături rutiere de foarte bună calitate și spre satisfacția noastră am făcut progrese considerabile în raport cu ceea ce a fost județul Vaslui, de exemplu, acum 15 ani. Drumul la cărei recepție ați participat astăzi este un drum care face legătura, încă o legătură cu una dintre mănăstirile noastre, face parte dintr-un program al Consiliului Județean de a face legături pe drumuri asfaltate cu toate mănăstirile din județul nostru, pentru că acestea sunt puncte de interes pentru foarte, foarte mulți oameni și ținând cont și de faptul că se apropie sărbătoarea Paștelui, cred că această recepție a survenit în momentul cel mai bun pentru a face un acces, a-i sprijini pe oameni să ajungă pe un drum de foarte bună calitate la mănăstire pentru a-și petrece sărbătorile pascale. Valoarea investiției se ridică la peste 3,3 milioane de lei.